Din nou în direct, continuăm cu știri externe. Acum, inundații catastrofale și evacuări în Italia după ploile torențiale din ultimele zile. Mii de persoane au fost nevoite să-și abandoneze casele, iar un tânăr în vârstă de 20 de ani a murit în mașina sa după ce a fost luat de viitură.